Virus deja am depășit un prag în această săptămână. Era vorba despre pragul de 800 de cazuri. Ei bine, suntem foarte aproape să depășim un nou prag, și anume cel de 900 de cazuri la un interval foarte scurt. 889 de noi infectări în 24 de ore au raportat prin intermediul grupului de comunicare strategică în ultimul raport. Au fost făcute peste 18.700 de teste. Acestea sunt datele valabile pentru astăzi, pentru că nu știm care va fi situația mâine. În weekend, de obicei, se fac mai puține teste, dar asta nu știu dacă se va păstra ca tendință și mâine. Cert este că în momentul de față avem și foarte mulți români care solicită externarea din spital în baza legii, în baza modificării făcute de către Curtea Constituțională a legii. Se poate ieși, între timp însă a fost promulgată și legea carantinei și aici urmează să vedem când va intra și ea în vigoare. Vom comenta acest lucru cu invitații și avem și 280 de români internați la urgențe. În paralel, de parcă nu ar fi fost de ajuns situația actuală complicată pentru toată lumea, avem și niște contre serioase între autorități. Le auzeam bună oară pe Raed Arafat spunând că nu mai sunt locuri în București din cauza numărului mare de îmbolnăviri și că este posibil ca cei bolnavi din București să fie duși în alte spitale din țară. În jurnalul orei 13 am auzit bună oară ce transmita Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, că există locuri în București, există locuri inclusiv la ATI. Cu toate acestea, iată, există aceste contre, probabil cu substrat politic. Până una alta, însă, medicii sunt îngrijorați și este posibil, spune Beatrice Mahler, să avem cifre și mai mari decât cele prezentate oficial, pentru că nu putem lua în calcul numărul celor care nu au simptome sau care nu au încă simptome, oamenii care nu au fost până în momentul de față testați coronavirus. Haideți să vedem declarația făcută în urmă cu puțin timp de Beatrice Mahler și apoi comentăm cu invitații. Cu siguranță sunt cazuri care nu ajung să fie testați, nu pentru că nu vor să fie testați, deși unii probabil că le este teamă, dar sunt persoane asimptomatice care pot să contacteze această infecție fără să știe că au contactat-o și să nu dezvolte simptomatologie. Cred sigur că raportarea trebuie să se facă pe date exacte în funcție de testările care se fac și că această raportare este extrem de corectă și respectă regulile de raportare, regulile statistice și testele care se fac, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să avem grijă să respectăm regulile pe care le recomandă autoritățile și să purtăm masca de protecție, să avem grijă la distanța pe care o păstrăm față de cei cu care intrăm în contact și sigur să ne spălăm pe mâini cât de des putem. Atunci când noi vom conștientiza că regulile pe care le avem recomandate de luni de zile trebuie să respectate, eu cred că acela va fi momentul în care numărul de cazuri va începe să scadă. Orice măsură care înseamnă protejarea populației, sănătății populației dintr-o anumită regiune, eu cred că sunt binevenite, dar trebuie foarte analizate, pentru că orice restricție, într-adevăr, este extrem de dificil de acceptat. Eu însă cred că putem toți, respectând fiecare regulile, să nu ajungem în situația în care să trebuiască să ne spunem la noi restricții. Și vă prezint invitații cu care comentăm ultimele date. Alături de mine, în legătură directă prin Skype, Oana Stănciulescu și Laurențiu Ciocăzanu, doi jurnaliști cu experiență, care să ne ajute să înțelegem, să distingem între declarații politice și declarații poate fără miză politică, declarații pur și simplu, în special ne referim la cele făcute de medici, pentru că lucrurile par a se bate cap în cap în momentul de față. Le mulțumesc foarte mult amândurora și aș adresa prima întrebare Oanei Stănciulescu. Ce părere are ea despre evoluția din ultimele ore și despre declarațiile inclusiv făcute de către politicieni pe această temă? Bună ziua, mulțumesc și eu, Irina, pentru invitație.
Ce părere să ai când vezi că n-ai învățat nimic ca țară din exemplu celorlalte țări, când o să ne relateze mai pendelete Laurențiu Ciocăzeanu, dacă nu mă înșel, nu stă în România, despre ce se întâmplă în alte parte acestei lumi, când ai avut ca țară exemplu alte țări, când ai avut exemplu Italiei, ai avut exemplu Spaniei, ai văzut ce se întâmplă acolo înainte ca tu să ai aceste probleme. Ai văzut miile de morți, ai văzut cum săpau gropi, să arunce, să ducă morții nemai având loc în cimitire. Ai văzut toate lucrurile astea și tu ce faci? O iei în pas alergător spre Italia care și-a revenit, spre Spania care și-a revenit, spre Franța care și-a revenit. Cum și-au revenit? Respectând regulile și neavând politicieni, n-au avut norocul nostru, n-au avut norocul lui Ciolacu, să-l aibă pe Ciolacu și să aibă un partid ca PSD total irresponsabil. Am văzut și eu declarațiile de care aminteai, declarație domnului Arafat și doamnei Firea, și mi se pare ceva absolut îngrozitor. Să spun și de ce. Pentru că zilele trecute, săptămânile trecute, a fost o campanie absolut îngrozitoare împotriva faptului că spitalele din subordinea primăriei, unele spitale, dând exemplu de pildă doamna Firea Colentina, n-ar fi deschise și pentru ceilalți pacienți în afară de COVID. Și cu mare scandal, cu mare tantam, până la urmă s-a deschis o parte din Colentina și pentru alte pacienți cu alte afecțiuni. Ce ne spune nouă doamna Firea astăzi? Domne, duceți-vă și îmbolnăviți-vă. Nu respectați nicio regulă. Nu a spus asta. A spus că sunt locuri în spitale și să știți că nu este singura persoană care ne-a spus acest lucru astăzi. Chiar țin să fac această precizare. La ora 11 am vorbit cu Ana Gheorghiu de la Asociația Dăruiește Viața, împreună cu Carmen Uscatu și cu ajutorul multora, bineînțeles, a ridicat pe forțe proprii un spital în capitală, un spital ATI. Dumnezeu ne spunea, domnule, nu ne-a întrebat nimeni nimic. Auzim și noi la televizor că nu mai sunt locuri la ATI. Noi avem locuri la ATI. Nu știu care este situația noului spital, dar spun ce cred despre celelalte spitale. Până acum s-au plâns că dacă ai făcut infarct, dacă ai cancer, dacă, Doamne ferește, ai alte boli, nu mai ai loc la ATI. S-au păstrat anumite spitale pentru astfel de bolnavi, nu? Acuzând săptămâni în șir la rând că au murit oameni cu zile pentru că nu au avut loc la ATI. Acum vin și ne spun, nu e adevărat, avem loc și pentru COVID, avem loc sau nu avem loc? Să ne explice doamna Firea dacă spune că sunt atâtea locuri la urgență, la ATI, dacă mai rămân locuri și pentru alte boli, sau doamna s-a referit că pune la dispoziție toate secțiile pentru COVID. Ca să înțelegem un lucru, că până acum am avut o retorică, acum schimbăm retorica în funcție de cum ne convine. Și da, Irina, s-a politizat această temă. COVID-ul este o temă deja politizată spre rușinea instituțiilor din România care au făcut chestiunea asta și a liderilor politici. Din păcate s-a întâmplat așa, pentru că rezultatele le vedem și noi. Este foarte greu pentru o persoană neavizată, dar aminte pentru cineva care nu e atent, foarte atent la ce se întâmplă în zona aceasta politică, să mai înțeleagă cum stau lucrurile. Laurențiu Ciocăzanu, ni se spune dintr-o parte că nu mai sunt locuri, că situația este gravă. Din altă parte ni se spune că de fapt sunt locuri, inclusiv Oana Gheorghiu, vă spuneam, nu are nicio legătură politică, nu e un politic. Omul obișnuit ce să mai înțeleagă din toată povestea asta? Să mai creadă cifrele oficiale? Una, mulțumesc pentru invitație, o salut și pe Oana pe această cale. Sunt în România, dar într-adevăr am fost blocat foarte multe luni în Spania, a trebuit să ajung de Paște, am mai relatat lucrul ăsta. În schimb am avut șansa, dacă pot să-i spun așa, să văd cum s-au derulat acolo lucrurile în plină pandemie și din ce văd acum aici am un singur cuvânt de concluzie. Haos. Este haos total. Suntem în plin haos. Nu știe stânga ce face dreapta. Are perfectă dreptate Oana Stănjulescu, pentru că este ultra politizată această criză, ceea ce este absolut anormal. Cum te uiți din România spre vest, aproape nicăieri nu găsești nuanțe de politizare. Sunt țări în care nu există politizare cât uși de puțin. La noi este ultra politizată chestiunea asta și asta nu poate decât să afecteze și mai mult un sistem sanitar, un sistem politic
și o conjunctură total nefericită, mă rog, focal al țării, a depășit Suceava, da? N-are nicio vină doamna Firea în situația asta? Spitalele de cine aparțin? Nu sunt locuri în spitale sau sunt locuri în spitale pentru bolnavii de COVID? Păi, doamna Firea are o responsabilitate importantă, este primarul general al capitalei. În rest, lege nu există, în rest nu există măsuri, crește numărul de cazuri, vedem astăzi un nou record, ceea ce este tragic și nu e ultimul. Sunt convins că va fi un record negativ și mai mare în zilele următoare, pentru că virusul deja acum circulă comunitar, lumea nu mai ține cont, există suficienți oameni care încurajează lideri politici de discursuri irresponsabile, cum că nu există coronavirus, sau că e făcut în laborator, sau că e făcut de Bill Gates, sau așa mai departe, oamenii ajung să creadă tot spunându-se la televizor, sau unde pe Facebook, sau unde mai comentează unii și alții, unii dintre ei ajung să creadă că chiar nu e ceva serios. Pe de altă parte, Laurențiu Ciocăzanu, oricât ai încerca să te detașezi de partea politică, să urmărești doar datele oficiale, nici datele oficiale nu sunt de fiecare dată unele pe care să te bazezi 100%. Ăsta este adevărul. Iar comunicarea, inclusiv din partea celor care se ocupă de tot ce se întâmplă în acest moment, nu a fost de cele mai multe ori foarte bună. Ok, îi înțelegem, pentru că sunt niște vremuri grele pe care nu le-am mai trăit, nu știm cum să gestionăm nici noi această situație, nici nu se știu multe lucruri despre această boală cu care ne luptăm, dar și de o parte și de alta lucrurile au fost deficitare până la urmă, cel puțin la nivel de comunicare. Da, categoric. Nu acord un cec în alb actualului guvern pentru felul în care a gestionat criza. De altă parte, țin să precizez, acest guvern, el nu stă pe o majoritate în Parlament să poată să treacă ce legi vrea el. De exemplu, acum cu legea asta se târguiește și toată lumea abordează chestiunea asta a măsurilor foarte importante. Măsurile de distanțare, de izolare, de carantină. Sunt vitale în astfel de momente. Vorbim de Spania, unde a fost. Păi în Spania, sigur, într-adevăr, a scăzut foarte mult impactul. Am repetat aceste numere de la 9.222 de cazuri într-o zi, pe 31 martie 2020, când a fost vârful de infectări în Spania, au ajuns la câteva sute, 200, 300 și zilele trecute chiar a crescut undeva mai mult, spre 6, 400 și ceva, 500, dacă nu mă înșel. Uite ce puține cazuri au, uite ce au atacat din plin coronavirusul. Ei, după acea perioadă în care, într-adevăr, autoritățile au funcționat, indiferent de partide, n-au fost foarte multe voci care să folosească politic criza asta, parcă au nebunit cu toții. Parcă au nebunit cu toții și au devenit irresponsabili în marea lor majoritate, dar mă refer în special la cei din actuala opoziție, să spunem, în special la liderii PSD, ALDE, Pro România, mai ales Victor Ponta, care a încurajat lumea pe față să nu țină cont de măsurile de, de distanțare și de măsurile de protecție sanitară recomandate și vizibile în toate țările. Victor Ponta a spus de supărare că, vezi, doamne, nu ține lumea acord de decizia Curții Constituționale sau acuză sau contestă decizia Curții, a spus și el, și atunci încurajez și eu românii să nu țină cont de nicio măsură sanitară. Cât de irresponsabil să fii să le spui oamenilor tu ca lider de partid că să nu țină cont de astfel de măsuri care sunt absolut necesare în toată lumea, nu numai în România. Laurențiu Ciocăzanu, ce se întâmplă în momentul de față totuși în celelalte țări, pentru că se discută în Italia foarte serios ca românii să nu mai fie primiți acolo, din cauza numărului foarte mare de infectări, se ia în calcul o astfel de măsură și în Spania? Ai auzit ceva? Deocamdată nu în Spania, slavă Domnului, chiar au început să circule avioanele, am prieteni care au venit cu avionul alaltă, deci lucrurile, slavă Domnului, pe relația cu Spania cel puțin funcționează în sfârșit normal. Lumea poate să circule, să facă bani, să meargă în vacanță, să-și vadă familiile sau să plece la muncă. În celelalte țări, da, România, iată, intră din ce în ce mai mult pe liste negre sau roșii, dacă vorbim de interdicții, sau dacă ai de gând să te duci spre vestul Europei, nu știu, în Franța sau în Marea Britanie, trebuie să treci prin acest purgatoriu al testelor de coronavirus, făcute, dacă nu mă înșel, două în
Ungaria, da, unul e adevărat, la Austria. La graniță e un hop important de trecut. Noi revenim după publicitate, vorbim despre o veste bombă care a venit în această săptămână. Dosarul 10 august s-a volatilizat. Că nu mai poate fi numit așa dosarul 10 august. E așa o foiță subțire față de ce știam noi, față de ce văzusem noi că s-a întâmplat acolo. Revenim. Și vorbim despre o decizie surprinzătoare din această săptămână, cel puțin surprinzătoare în cazul dosarului 10 august. Vă aduceți aminte acel protest din 2018 în care au avut loc niște violențe fără precedent în România, oameni gazați acolo în Piața Victoriei. Concret, procurorii DIICOT au stabilit că nu a existat nicio tentativă de lovitură de stat, au declinat către parchetul militar. Partea de anchetă civizează jandarmii care au comis presupuse abuzuri față de manifestanții pașnici din Piața Victoriei. În schimb, șefii jandarmeriei acuzați de abuz în serviciu au scăpat de această urmărire penală. O decizie care a stârnit foarte multe reacții, în special din partea celor care au participat la protestele de acolo. Oameni care au ajuns la spital, ne aducem aminte, au fost oameni bătuți, oameni fără nicio vină, care pur și simplu se aflau acolo în piață pentru a protesta în mod civilizat. Au rămas în continuare alături de noi Ioana Stănciulescu și Laurențiu Ciocăzanu și ni s-a alăturat și Cristian Dide, care a participat la rândul lui la acest protest și i-aș adresa lui o primă întrebare. Care a fost reacția lui în momentul în care a aflat declasarea parțială într-adevăr acestui dosar? Bună ziua, în primul rând, dumneavoastră și invitațiilor noastre și telespectatorilor. Nu am fost surprins de această decizie pentru că deja apăruse pe surse, asta în primul rând, dar în al doilea rând, timp de 2 ani de zile, noi am tot făcut demersuri către DIICOT să ni se dea dreptul la ceea ce prevede codul de procedură penală. Spre exemplu, să putem să consultăm dosarul, adică avocații noștri să consulte dosarul, să vedem ce probe avem. Mai mult decât atât, codul de procedură penală prevede ca de câte ori este chemat spre audiere un martor sau un suspect în dosar, avocații noștri să fie informați. Niciodată nu a făcut DIICOT-ul treaba asta. Așa că pentru mine nu este o surpriză că s-a întâmplat, că avem această decizie. Cu toate că doamna procuror general spune că este acces la dosar și putem să consultăm dosarul, trebuie să o contrazic pentru că am probe pentru așa ceva. Noi avem 3 cereri către DIICOT de consultare a dosarului pe care DIICOT-ul nu le-a soluționat în niciun fel, nici măcar nefavorabil să ne respingă cererea. Pur și simplu au ignorat-o. Cum să înțelegem noi decizia dată în această săptămână? Că era un dosar, Oana Stănciulescu, era un dosar prost făcut, să o zicem pe românește, sau să fi fost altceva? Pur și simplu erau probe. Îți răspund imediat, dacă îmi permiți 10 secunde, aș vrea să fac o precizare la primul subiect, că nu am apucat. Am citit în pauză o declarație a lui Ludovic Orban și tocmai tu ai spus să nu derutăm și mai mult telespectatorii, să nu-i derutăm. Ludovic Orban spunea că a vorbit la telefon cu Ana Gheorghiu și secția modulară din curtea spitalului Elias, după ce va fi echipată de la rezerva statului, va funcționa cu cele 38 de paturi ca să nu mai fie alte interpretări. Întorcându-mă acum la întrebarea ta, dosarul cred că a fost luat de la parchetul militar tocmai pentru a fi îngropat. Nu știu cât de bine a fost făcut dosarul, nu știu ce s-a întâmplat în dosar la DIICOT, dar știm că până a fi preluat de DIICOT, foarte surprinzător, motivându-se faptul că merge încet, e ritmul lent la parchetul militar și ei vor lua acest dosar ca să urgenteze cercetările. Și știu că voi, B1, și de la SAI și de la televiziune, ați făcut mai multe demersuri la DIICOT pentru a spune ce s-a urgentat în ultimele 3-4 luni de când a fost preluat și știu că n-ați primit niciun răspuns. Deci mi se pare, apropo de ce spunea Dide, nici și ziariștii nu au primit niciun răspuns la solicitările de la DIICOT. Mai ales în lumina interviului pe care l-a dat procurorul militar care a deschis dosarul la Hot News, aproape că putem spune sigur că DIICOT-ul a luat dosarul.
comisarul de la parchetul militar ca să-i scoată bazma curată, să claseze. Asta e o bănuială, nu putem să spunem că așa a fost, pentru că ar fi foarte grav. Asta înseamnă că în România justiția e așa, pistol cu apă, cum se spune, în cartier. Da, Laurențiu Ciocăzan. Justiția este pistol cu apă. Noi analizăm datele, noi nu știm. Nu știu nici eu, nu știu nici tine, nu știe nici Dide. Dar pe baza informațiilor pe care le avem și a datelor pe care le avem, putem spune, dacă unul dintre voi trei puteți să spuneți mie că voi credeți că procurorul șef al DICOT a dat un astfel de dosar publicității, care în paranteză fie spus, pare să fie scris documentul DICOT de către PSD, și închid paranteza, dacă vreunul dintre voi puteți să garantați mie că n-a citit procurorul șef un astfel de dosar important și cu încărcătură emoțională și important pentru statul de drept și pentru democrația din România, apoi eu nu vă cred. Eu credeți că dacă voi la unde lucrați e o subiect atât de important, zici, dă-mă că îl citesc eu după aceea. Acum procurorul șef de la DICOT vine și ne spune că va citi cele 230 de cazuri de pagini din dosar ca să vadă dacă... Procurorul general, vă rog, despre procurorul general vorbiți. Domnule Dide, vă rog. Da, o corectam pe doamna Stănciulescu, că presupun că vrea să vorbească despre procurorul general, nu despre procurorul șef DICOT. Că doamna Scutea a spus că va așteptăm să citim cele 235 de pagini. Doamna Scutea, e adevărat. Pentru că mai avem puțin timp la dispoziție, l-aș întreba și pe Laurențiu Ciocăzanu, care crede el că a fost până la urmă explicația acestei decizii? Am scris o carte despre evenimentul din 10 august 2018 și bineînțeles că o să-mi dau cu părerea acum așa, ca noi toți, despre supoziții. Dar înainte de a încerca să aflu sau să răspund la întrebarea cum se explică decizia DICOT, aș prefera să amintesc decizii, concluzia acestei decizii strigătoare la cer, anume că șefii jandarmeriei care au condus operațiunea din 10 august, în momentul de față sunt bazma curată și vinovați eventual vor fi acei executanți jandarmi fără cod pe cască. Apropo, n-am aflat cine le-a dat ordinul, dacă tot spun procurorii de cod că n-a existat, n-au existat dovezi pentru premeditarea represiunii. Poate ne spun și cine a decis să șteargă urmele jandarmilor de pe căști, ca să nu mai știm cine sunt cei care au lovit oameni pe bune, direct. Dar atenție, ei au lovit pentru că li s-a dat ordin să-i scos pe șefii jandarmeriei bazma curată și să lași acarii pe un să plătească cei care au executat ordinul, este strigător la cer. Eu cred că vinovatul principal este fostul procuror general interimar Bogdan Nicu, în vremea căruia s-a produs acest transfer foarte dubios al dosarului de la parchetul militar la DICOT, și bineînțeles vinovați sunt șefii jandarmeriei care au făcut acele plângeri de lovitură de stat, bineînțeles făcute special pentru a întârzia, pentru a permite mutarea dosarului de la parchetul general la DICOT și pentru câștigarea și întârzierea acțiunilor. Da, eu vreau să cred că există și o explicație mai bună decât această bănuială pe care o aveți și pe care nu putem să o probăm până la urmă, cum că anume au fost făcute aceste cercetări. Eu sper că încă se mai poate face ceva, spunea Ludovic Orban, că se mai poate. Ce ar mai fi? De contestat ordonanța. Nu știu ce se mai poate face. Mai puțin. Domnule Dide, vă rog. Deci în momentul de față avem o primă clasare, în mod normal conform codului de procedură penală se poate contesta ordonanța la procurorul de rang superior, după care dacă și acesta va decide același lucru, putem să mergem în instanță pentru a-i cere unui judecător. Vedem dacă sunt făcuți acești pași, ei sunt posibili. Până la urmă, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Punem punct aici discuției noastre. Ne revedem la jurnalul orei 15.